Lasă-l, lasă-l la urmă, nu acum. Uite, ce sunt plătiți polițiștii locali să dea foc chiar la ei, mă. Uite, domnule, dați foc, uite. Fără măști, fără nimic. Domnule, legea 15 nu vă spune nimic. Și dacă e instituție publică, de ce? De ce? Pentru că vă rog frumos. Dar nu este instituție publică. Ba da, ba da, ba da, dar nu aici, accesul interzis persoanelor. Serios? Vă rog frumos. Domnule, uite amendă pe legea 15. Vă rog frumos. Nu pune mâna pe mâna. Vă rog frumos să părăsiți. Legea 15. Vă rog frumos să părăsiți. Care e zona? Uite, aici e poliție locală. Intrați numai dacă aveți. Altceva, nu veni să luați. Da, și mie pe bancă aici și să aduce la cunoștință. Pentru ce să stați pe bancă? Da. Adică ce? S-a cumpărat. S-a cumpărat curte, mă. Gabi. Gabi, vorbește în ce cu omul e pregătit. Păi e pregătit. Ce că vrăjeală, fii atent cu omul. Vrăjeală cu Buzău, că sunt sătul. E sătul de Buzău, auzi, de voi. Sătul, v-am văzut ce postați voi. Ce postăm noi? Ce vreți voi, hai. Fii uite, legea 15. Tot oraș. Legea 5. Și gunoaie. Și a spus la... Și a spus la doamna vice, am văzut asta. De ce nu sancționați noi? Primăria, primăria, de ce nu sancționați? Cum să sancționeze omul ăsta, mă, când... Dragii mei, să se facă de râs acest om care legea 15 dă foc aici și vorbește numai prostii, precum că n-avem voie în curtea asta. Eu fac ordine, domnule, în curte. De ce faceți focul? Auzi, ia spune-le și mă. Pentru că sunt frunze și le vreau doar dacă poliții locali să faci focul, putea foi. Foc de tabără. Fac roțini. Haideți, vă rog frumos, părăsiți zona, haideți. Ce vorbești, mă? Haideți, vă rog frumos. Vă rog frumos că e instituție publică. Dacă vrei să o spargi, o să spargi. Ia, spargi-o. Ia. Vă rog frumos să părăsiți. Vă rog frumos să părăsiți. Cum îți permiți să spui că spargi? Haideți, vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos să mergeți să poftiți afară. Haideți. Uite, și dacă nu vrem ce faci, ne dai amenzi, da? Nu vă dau amenzi. Ia mâna după camera mea, omule. Omule, ia mâna după camera mea. Nu fac nimic ăla, vă pun aici. Haideți, vă rog frumos. Deci ai un tupeu maxim. Haideți, poftiți afară. Ai un tupeu maxim. Dumneavoastră nu mă trageți pe mine la răspundere. Da, te tragem. Legitimează-te cine ești. Ești legitimat. Ai furat hainele? Nu te-ai legitimat. Să mă legitimez în fața dumneavoastră. Dumneavoastră vă... Legea 155 spune că trebuie să vă legitimați. Nu vă este rușine să vă purtați așa? Dumne, nu e vorba de rușine. La dumneavoastră nu există. Dumne, faci foc, uite, legea 15. Dumne, eu îmi făcui ordine în curte. Ce-ai dat foc? Că nu face nimeni ordine. Ce-ai dat foc? Că n-am femeie de serviciu aici. Ai dat foc. Ai dat foc. Vă rog frumos. Ai dat foc. Haideți, vă rog frumos. Tovarășul polițist, ce ai lucrat la viața dumitare? Tovarășul polițist. Păi dar nu e instituție publică. Vă rog frumos, aveți altceva de spus? Da. Ce? Pentru că dumneata nu trebuie să iei salariul ăsta, trebuie să fii dat afară, să-ți dai demisia. Dați demisia. Demisia. Tu ne pe atât de dumneata, că dumneata e slugă, eu nu sunt slugă. Eu sunt slugă, da? Vă rog frumos. Atenție, o să-ți iei amendă pe legea 61, articolul 2.1. Niște ce? O să-ți iei amendă. Haideți, când ne faci luci. Sunt sătul de amenzi. Care e? Dar confuz metru cu tona. Care e starea de temere? Ia. Vreți să vă... Ce? Dacă vreți, vă dăm și amendă, nu e nicio problemă. Hai, dă-mi amendă. Hai, uite, dă-mi amendă. Hai. Haideți, domnule, poți. Hai, dă-mi amendă. Nu trebuie că am datele dumneavoastră. De unde ai datele? Păi nu mai legitimat. Stați liniștit că v-ați legitimat singur. Da, da? A, da, mai legitimat. Haideți, vă rog frumos. Legitimați-o și adun la cunoștință ce sancțiune îmi dai. Vă rog frumos să la cunoștință. Haideți, poftiți afară. Tovarășul polițist. Dacă aveți ceva de adresat poliției, care spuneți? Uite, focul. Da, domnule, așa, bun, altceva. Altceva. Păi nu-i dă să e suficient? Poftiți. Cum îți permiți dumneavoastră să pui mâna pe camera mea? Dacă e suficient, nu, vă luai să o pus acolo. Vă luai să o pus acolo? Da, domn primar, dați-l afară, domn primar. Hai, domnule, lăsați vrăjeala că sunt sătule de dat afară. Se vede curtea lui. Haideți, curtea... poftiți. Domnule, dar sunt în curtea poliției locale, nu înăuntru. Da, aveți altceva de adresat? Ce țipi așa, voi, omule? Te vede o țară întreagă. Păi nu, simt, domnule, timbrul meu vocal. Aveți ceva să-mi spuneți? Spuneți, vă rog. Dumitale nu, domnul polițist. Vi se pare normal? Tu vrei, da? O să-ți fac să-ți ai amendă pe legea 61, punctul 2, să dai, nu poți. Dom'le, sunteți profesioniști, după cum. Sunteți profesioniști. Are treabă, mă, el, mă. El, toată ziua cu țigara. Întindem coarda, ce coarda întindem? Mai îndrăgostire cumva de mine? Ai consumat alcool cumva? Eu? Da, te întreb. Vrei să sufru? Să iau tine. Haide,
Omule, haideți, vă rog frumos. Domnule, dumneata, ești competent? Eu? Da. Foarte competent. Foarte, să vede, să vede. Mulțumesc, mulțumesc. Câte țigări fumezi așa? Câte pauză iei ca poliție? Te interesează? Da. Păi uite câte mașini sunt parcate neregulamentar. Și știi cât gunoi aici? Am filmat noi gunoi mult. Mult, mult gunoi. Du-te în București, să vii și în București. A, trebuie să mergem în București. Deci venim la poliția locală, se anunță că e gunoi și omul ăsta se crede una invincibil. Eu v-am răspuns, domnule. Domnule, ești un neprofesionist. Eu v-am răspuns. Ești un neprofesionist. Ce țipă, Gabi? Ce țipă? Ba te învățăm pentru că dumneata nu ești profesionist. Ia mâna după mine. Tu poți să mă întorc iară. Care e problema? Tovarășul polițist. Ce lucra am atat înainte, tată? Am lucrat eu destul. Sunteți lugi? Noi sunteți lugile, a? Să-ți rugă, domnule, ești lumea, poftiți. Ia, domnule, mână după mine. Haideți. Deci, dumneata, ai un comportament abuziv. Nu am, domnule, niciun comportament abuziv. Este instituție publică. Abuziv, știi ce înseamnă? Ce ai o portare abuzivă. Dacă dumneavoastră credeți că ăsta e abuz... Ai spus că noi te amenințăm, da? Ce, domnule, da? Care e starea de temere, tovarășu, polițist? Dar cine ești dumneata? Și discutăm afară. Dar cine ești dumneata? Că nu știu dacă ești polițist. Instituție publică? Omule, băi Gabi, omul ăsta nu-i polițist, mă, local. Ce ai, domnule? Omul ăsta nu-i polițist. Uite, un polițist așa arată. Eu cred că ai fură haine. Eu am fost în pauză de am dreptul la o jumătate de oră în program. E în program. Uite, acum el e în program. Dragii mei, cum arată un polițist local? Un neprofesionist.